Bun găsit, vă spun, la o nouă ediție de promovare electorală a emisiunii Observatorul Prahovean. Alături de mine, în seara aceasta, doamna Roberta Anastase, deputat PNL Prahova și candidat la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Bun găsit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Doamna Anastase, aveți la activ, să spunem, o experiență în domeniul legislativ. Aș vrea să ne concentrăm în discuția din această seară pe un proiect concret. Pentru că, indiferent de, să spunem, jocurile astea politice, dincolo de legile cu care se laudă toți parlamentarii, mai ales în campanie electorală, rămân proiectele care se și pot aplica în realitate și cele de care ar trebui să beneficieze cetățenii. Haideți să discutăm, în primul rând, despre un proiect care a tot fost, să spunem, adus pe agenda opiniei publice. E adevărat, mult mai mult înainte de pandemie, și anume alternativa pe care ar trebui să o aibă părinții, cei care sunt ocupați, au un job, le este foarte greu să vină acasă, să facă temele cu cei mici și așa mai departe. Mă refer aici la after school. În condițiile în care nu toată lumea și permite un astfel de serviciu, al cărui cost este destul de mare. Concret, există un proiect pe care să poată fi aplicat la nivel național sau măcar unul pilot la nivel local? Există, în primul rând, un proiect deja adoptat de Parlamentul României, promulgat și publicat în Monitor Oficial la sfârșitul lunii august, care vizează tichetele educaționale. Pe scurt, este vorba de tichete oferite finanțate de la bugetul național, pe baza cărora copiii pot accede la programul școală după școală, la celebrele after school-uri, așa cum vorbim cu toții. Acest prim pas, să zicem, a fost îndeplinit în sensul în care, cu ajutorul acestor tichete educaționale, cât mai mulți copii pot avea acces, fără ca acest acces să le fie îngrădit de lipsa banilor, ca să vorbim direct. Deci acest pas a fost făcut. El, în mod evident, nu este suficient, dar pot să spun că pentru acest an deja au fost alocați 30 de milioane de euro. Cei 30 de milioane de euro merg într-o prima etapă către 300 de copii care provin din familii cu venituri sociale mici. 300 de mii de copii. 300 de mii de copii care beneficiază de aceste etichete educaționale. Intenția noastră este ca în fiecare an să mărim numărul celor care beneficiază, astfel încât să ajungem la nivelul tuturor copiilor, tocmai în ideea de a nu face discriminare, dar întotdeauna trebuie să pleci de la grupa de risc cea mai mare, care practic nu are altfel acces la astfel de formule educaționale, dar care în același timp sunt un sprijin real și pentru copil, în formarea lui în învățare și așa mai departe, dar și pentru familie, pentru părinți care pot să se ducă astfel liniștiți la serviciu, să știe că copiii lor și petrec timpul într-un cadru organizat, că sunt urmăriți, că își fac temele. Beneficiarii vor fi sau sunt deja desemnați în urma unor anchete sociale. Da, categoric. Există niște criterii stabilite prin lege, tocmai pentru că, din păcate, acest an cumplit pe care îl parcurgem a presupus niște eforturi financiare care au fost direcționate către sănătate, care au fost direcționate către oamenii care au fost nevoiți să-și închidă, să nu muncească perioade lungi de timp. Această sumă a mers tot din fonduri europene, a mers către acești 300.000 de copii. Intenționăm ca an de an acest număr să crească. Vorbim ca de niște tichete sociale după modelul, nu știu, voucherelor pentru bugetar, da? Corect. Care pot fi folosite, care sunt emise, inspectoratul, da. Sunt primite de către inspectoratul școlar,
și se obțin pe bază de la cerere. Bun. Iar aceste etichete, cu aceste etichete, părinții pot plăti, da, cu ghilimele de rigoare, serviciile unor after school-uri. After school-uri. Fie că vorbim de after school-urile private, da, sau serviciile prestate în baza unei autorizații de timp persoană fizică autorizată pe care o poate obține un profesor. Și aici intervine cea de-a doua, să zicem, a doua opreliște, anume aceea care trebuie să-i găsim rezolvare. Anume aceea că, într-adevăr, să zicem că făcând prin acest program al etichetelor educaționale creștem accesibilitatea numărului de copii, dar rămânem în continuare cu problema numărului de after school-uri. Da. Ei, și aici ideea mea este aceea ca, evident, după aceste alegeri, tocmai pentru că nu se gândi cineva că se dorește un soi de campanie electorală, dar am avut o discuție cu domnul Andrei Voloseviș, cu primarul Ploieștiului, ca împreună să facem un grup de lucru care să conțină și managerii școlilor, împreună cu care să vedem care sunt limitările pentru care în anumite școli, dacă în anumite școli se pot organiza after school-uri, care este formula, dacă există o barieră legislativă sau, să spunem, una administrativă, pentru că aici lucrurile sunt interpretabile și tocmai pentru a clarifica aceste lucruri să găsim o soluție astfel încât numărul acestor after school-uri să crească. Mai ales la nivelul Ploieștiului, unde există clar o aglomerare urbană cu foarte multe solicitări, să spunem. Din discuțiile pe care le-am avut și nu foarte de mult cu primarii, aceștia se tem să finanțeze astfel de lucruri care, din punct de vedere al comunității, sunt foarte benefice, pentru că, nu știu, le e teamă ca un controlor de la Curtea de Conturi sau altcineva cu atribuții de control în ceea ce privește gestionarea banului public să nu-i reproșeze că a încălcat nu știu ce lege din 1900 toamna și banii pe care i-a alocat, evident, prin hotărâre de Consiliu Local pentru astfel de after school-uri nu au fost alocați legal. Cred că aici trebuie, exact, practic, să și lucrați astfel încât primarii să aibă deschis această opțiune. Categorie. Exact asta este și tema. Mai este și subiectul dacă acest after school este organizat în cadrul școlii, cum se face de contul utilităților care sunt consumate suplimentar față de consumul obișnuit al școlii efectiv, care iarăși poate fi o temă pe agenda Curții, da, de Conturi, și la care orice primar să reacționeze în sensul de a spune acest lucru nu se întâmplă. Tocmai de aceea am zis să avem acest grup de lucru, consultând chiar și având grijă să discutăm cu toate autoritățile responsabile pe această temă și să vedem cât ține de autoritatea locală și de ce poate, care este limita până la care poate ea reglementa și de unde pot interveni anumite schimbări legislative care sunt necesare, și atunci cu siguranță noi le vom face. Da, problema este mult mai complexă, nu știu, mă gândesc și la angajații care să-i supravegheze pe copii, de ce nu dascăli care să fie interesați de un job part-time pentru rotunjurea veniturilor, astfel încât și copiii să beneficieze de acel sprijin pentru efectuarea temelor. Și în același timp și profesorul să fie cel care să fie motivat, astfel încât să-și aloce o parte din timp, nu în mod suplimentar, pentru acest tip de program școală după școală. Categoric aici legea specifică posibilitatea ca profesorii să poată fi plătiți pe baza cu tichete educaționale în virtutea organizărilor, fie pe persoană fizică autorizată, fie în cadrul unui organizații neguvernamentale, și ei să primească astfel bani.
Aici singurul lucru care intervenea până în momentul de față este exact locația în interiorul școlii. Există șanse să vedem măcar la nivel de program pilot în Ploiești câteva astfel de centre educaționale de tip școală după școală anul viitor, mă rog, în condițiile în care o să ne permită și pandemia asta care ne-a dat peste cap toate planurile în toate domeniile. Să dea Dumnezeu să depășim o dată perioada asta absolut cruntă. Și eu aici vreau să fiu foarte sincer și să spun, dacă este de nivel local, evident că procedura în timp durează mult mai puțin. Dacă presupune o modificare legislativă, noi suntem pregătiți să facem această modificare legislativă, dar în sine procesul legislativ durează ceva. Bun, rămânem tot în zona asta a educației, care este foarte importantă, și aș vrea să ne spuneți de un alt proiect care îi vizează la fel nu doar pe cei mici, ci în general tot ce înseamnă copii de la preșcolar până la adolescenți, după un model de afară. Personal am fost în câteva orașe, Valencia, unul dintre ele, unde chiar am vizitat un astfel de muzeu al științelor. Știu că aveți în plan o astfel de inițiativă. Dacă ne puteți spune mai multe despre acest proiect? Da, e un proiect de suflet. Eu însă, când eram copil și cred că, să zicem, suntem foarte mulți care am trecut printr-o experiență atât de frumoasă, am fost la cursurile de la Palatul Copiilor, făcând 4 ani de dans modern, am făcut și câteva luni de balet, am fost la cursul de informatică, am făcut și cursuri de limba engleză la Palatul Copiilor. Deci iată că am beneficiat de aceste servicii complementare școlii, dar care te ajută foarte mult pe tine ca individ să înveți și alte lucruri, dar în același timp să și-ți petreci timpul liber într-o manieră benefică pentru tine și în siguranță. Rămânând cu această idee și fiind acum mamă și dorindu-mi din tot sufletul meu ca și copilul meu să beneficieze de acest tip de educație non-formală și care eu cred că reușește să desăvârșească un om, dar în primul rând și un om al societății, deci să pregătească un om pentru societate, am pornit de la ideea Palatului Copiilor și mi-am adus aminte de faptul că în legea educației, cea promovată în 2010, avem prins și conceptul de Muzeu al Științei. Spun asta că eu însă mi-am fost semnatarea acelei legi. Conceptul de Muzeu al Științei. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă exact de a putea să vezi meseriile prezente, meseriile viitorului, să vezi ce înseamnă ele în mod concret, prin experiențe pe care le poți face, le poți vedea, le poți trăi pur și simplu, ceea ce te face să știi ce vrei să faci mai departe cu viața ta. Dincolo de asta, să zicem că este cadrul pe care noi îl înțelegem. Dincolo de asta, prezentarea în sine este extrem de agreabilă. Este, dacă vreți, ca o formulă de a petrece timpul liber. Adeseori, spuneați de Valencia, eu am avut o bursă și am vizitat orașul științei care se află la 150 de kilometri de Paris. La Londra este un muzeu al științei de acest tip. E o formulă pe care adeseori familiile o folosesc pentru a petrece timpul liber, dar și școlile, pentru a desfășura chiar anumite ore, cum ar fi ora de biologie. Și unde poți să vezi nu numai corpul uman și organele exact cum sunt, poți mai mult decât atât să vezi care sunt instrumentele unui medic și dacă poate pasiunea vieții tale este aceasta, să ți-o descoperi și chiar să vezi ce înseamnă să utilizezi tu acele instrumente, să le vezi cu ochiul tău și poate, cine știe, să ai o opțiune de viață.
este pentru, cumva pentru toate vârstele, evident cu nivelul de accesibilitate firesc da. Vârstei respective. Sunt trasee pe care le poți face în funcție de categoria de vârstă la care te integrezi. Deci este un instrument educațional, dar și un instrument al societății și al petrecerii timpului liber. Educație prin joc. Se poate construi și în Prahova un astfel de muzeu pentru elevi și nu numai, pentru întreaga familie, așa cum ați spus. Primul lucru care îmi vine în minte este de unde bani, de unde teren, de unde infrastructură, de unde dotări. Adică nu avem o experiență foarte plăcută în ceea ce privește, să spunem așa, lucrările astea de infrastructură. Mare. Exact, da, exact. Cel puțin la Ploiești. Este, nu e un proiect mic. Da, e... N-aș fi venit să vorbesc dacă nu aș fi avut deja o discuție cu președintele Consiliului Județean, cu domnul Iulian Dumitrescu. Dânsul este un om care iubește foarte mult, părinte fiind, iubește foarte mult copii și în același timp e un om care a studiat în străinătate, are o viziune foarte deschisă pentru tot ceea ce e nou și mai ales pentru educație. M-am îmbrățișat foarte mult această idee. Împreună am discutat despre faptul că este un proiect care se poate finanța pe fonduri europene. Noi suntem la începutul unui exercițiu bugetar și sperăm să putem să avem acest proiect pus în practică într-un timp foarte scurt. Cu atât mai mult cu cât se găsește, găsim astfel de idei, le regăsim în toată lumea, din Statele Unite până în Europa, Japonia, peste tot le regăsim și sunt niște formule educaționale adaptate zilei noastre de astăzi. În funcție și de, să spunem, viteza cu care se vor desfășura lucrurile, mă gândesc la întocmirea documentației, accesarea fondurilor europene, urmează licitația pentru desemnarea constructului și așa mai departe, ca un orizont așa de timp rezonabil, 2020-2024, să spunem, da, exercițiul acesta administrativ, ciclul acesta de 4 ani poate fi un termen rezonabil pentru un astfel de obiectiv? Sunt absolut convinsă de lucrul ăsta, mai ales că îl cunosc pe Iulian Dumitrescu și numai dacă ne uităm cu toții la ce s-a întâmplat în cele aproape 14 zile de când a depus jurământul, ne dăm seama cu ușurință că are o viteză, greu e să ții pasul cu el, nu energia pe care el o are și pe care vrea să o pună în slujba realizării unor astfel de proiecte. Gândiți-vă că numai în aceste zile a luat și două decizii extrem de importante pentru noi toți. E vorba de Spitalul Județean, care a beneficiat de sprijin imediat. A fost prima hotărâre pe care a propus-o Consiliului Județean și care a și trecut. După care, în următoarea ședință, pentru mine a fost o surpriză extraordinară și tocmai de aceea și spuneam că este un om care iubește educația. Următoarele două proiecte au vizat achiziția de tablete pe fonduri europene, table inteligente, pentru că nu vorbim numai de acele tablete pe care le primesc copiii, dar și de instrumentele pe care le are la dispoziție profesorul, astfel încât să poată folosi în mod așa cât se poate de eficient acest instrument de predare online. Și în același timp, pregătind și un alt proiect, proiectul, cel de-al doilea proiect în valoare de aproape 10 milioane de euro, care vizează achiziția de dezinfectanți și toate măști, cu speranța sinceră că timpul va fi foarte scurt până la momentul la care copiii se întorc în băncile școlii, așa cum ne dorim cu toții. Și o spun de data asta ca mamă, nu... Da, e o perioadă complicată,
peste care suntem nevoiți să trecem. Apropo, ați dea Dumnezeu să trecem sănătos. Absolut. Asta e cel mai important lucru pe care mi-l doresc și îl doresc tuturor. Această, să spunem, accesare a fondurilor europene a fost, să spunem așa, un vehicul de imagine foarte des accesat de oamenii politici și de administrație. Din păcate, cel puțin în Prahova, la nivelul județului, lucrurile n-au fost până acum la nivelul acesta și chiar există această discrepanță majoră între județe precum Cluj, Bihor, Sibiu, Brașov și Prahova, care, din punct de vedere al atragerii fondurilor europene, chiar am publicat o statistică luna trecută, era undeva în jumătatea de jos a clasamentului privind atragerea fondurilor europene pe cap de locuitor. Deși Prahova, cred că este în primele 5 județe ca și produs intern brut. Și nu numai, dar și vorbim și de un nivel educațional, deci vorbim de oameni competenți care o dat ajuns și în poziții de responsabilitate ar fi trebuit să facă lucrurile astea. Din păcate nu s-au întâmplat și așa este. Întotdeauna trebuie să probezi și mai puțin să promiți că e perfect justificată și reținerea dumneavoastră. Sunt convinsă că și reținerea celor care ne urmăresc, pentru că experiența arată cu totul și cu totul altă realitate, numai că ce vă pot spune, de exemplu, că Iulian Dumitrescu a propus Consiliului și a și depus proiectele. Se așteaptă acum, practic, evaluarea lor. Ca să vă dau un exemplu, vorbesc de... Deci lucrurile se mișcă în sensul acesta. Se întâmplă, da. Și se întâmplă cu viteză, adică nu se întâmplă pur și simplu și asta mă bucură foarte tare, pentru că, într-adevăr, și răbdarea oamenilor e cumva ajunsă la limită. Să știți că este un orizont de așteptare foarte mare, adică și votul de la alegerile locale spune totul despre ce așteptări au oamenii de la guvernarea liberală locală, să spunem așa. Avem un exemplu pozitiv la Ploiești, cel puțin astea au fost reacțiile pe care noi le-am primit de la cititori apropo de campania de curățenie mare, curățenie generală, inițiată de primarul Andrei Volosevici. Cred că oamenii s-au săturat de vorbe și chiar vor să vadă că pe strada lor se întâmplă lucruri, din punct de vedere al infrastructurii, se fac lucruri palpabile de care să beneficiem și promisiunii care se repetă așa odată la 4 ani, neacoperite în realitate, cred că deja nu mai au priză la oameni. Vă pot spune din culise, cu ghilimelele de rigoare, am observat cu toții că perioada până când au fost validați candidații și au putut să își preia mandatele a fost una mult mai lungă decât eram noi obișnuiți, mă rog, o consecință a schimbării codului administrativ, dar în zilele alea Andrei era practic nerăbdător, e poate puțin spus. Astfel încât să ajungă odată să dea drumul la curățenie. Practic a fost prima decizie pe care a luat-o și astăzi, cum ar veni, a depus jurământul. A doua zi a început curățenia în Ploiești, în forță, și mă bucur din tot sufletul, pentru că și eu la rândul meu vorbim cu o groază de ploieșteni. Exact lucrul ăsta s-a întâmplat și tot el este cel care acum face niște eforturi supraomenești pentru a ține creșele deschise. Evident, cu o monitorizare, îmi spunea, draconică pe care o face, dar tocmai pentru a veni în sprijinul părinților ca ei să continue să meargă la muncă. Deci, într-adevăr, se fac niște eforturi extraordinare, dar Andrei le face cu foarte mult suflet și își dorește foarte mult și a dorit foarte mult să revină în această funcție și tot timpul lui și toată energia lui este dedicată readucerii la normalitatea Ploieștiului. Că până la urmă despre asta vorbim, că noi nu vorbim acum despre Ploiești în termenii în care vom vorbi poate peste 6 luni sau peste 8 luni cu proiecte de dezvoltare, toate lucrurile astea la care Andrei se gândește de mult timp, despre care a vorbit împreună cu oameni de specialitate pe care le gândește. Acum vorbim pur și simplu de întoarcere la normalitate, de curățenie, de drumuri.
Cred că acesta este și motivul pentru care ploieștenii l-au reales pe domnul Volosevici, pentru că au avut, să spunem, comparația, au avut motive de comparație, nu știu, cum arăta Ploieștiul 2011-2012 și ce s-a întâmplat după. Nu știu, în ăștia patru ani, viitorii patru ani, vom asista la fel la să spunem, o înflorire a Ploieștiului, așa cum erau obișnuiți oamenii la începutul anilor 2010? Știu din primul mandat al lui Andrei, care de fiecare dată când ne-am uitat la rezultatele lui au fost într-adevăr impresionante, dar noi întotdeauna i-am spus ca un mandat de așezare a unei comunități în matca ei normală. Dar Andrei de data asta își dorește mai mult de atât. Își dorește să realizeze o întoarcere evident la normalitate, la care povestea și public nici nu se gândea măcar că ar mai putea fi vorba de subiecte de genul curățenie, asfaltări, parcuri, locuri de joacă și așa mai departe, dar evident și cu cea de-a doua etapă, care înseamnă dezvoltarea orașului. Și asta este un proiect pentru care și noi, viitorii parlamentari ai Partidului Național Liberal, ne vom lupta și îl vom sprijini pentru ca să le realizeze. E clar că fără un sprijin de la București, de la guvern, din zona, să spunem, guvernării centrale, cu actualele resurse, Ploieștiul nu are nicio șansă să se dezvolte, da? Știm cu toții situația financiară deloc roză. Tocmai săptămâna trecută spunea că a găsit o gaură în bugetul local de aproape 10 milioane de euro. E clar că este nevoie de un sprijin și de la București. Sperăm ca ceea ce s-a întâmplat, nu știu, în primul mandat să se repete în actualul mandat. Asta de fapt este și ideea. Ploieștenii, pe noi ca partid, ne-au onorat cu votul lor și aici mă refer dincolo de votul către Andrei Volosevici, care, să fim serioși, a fost un primar dorit foarte mult. El probabil în orice variantă ar fi fost, dar și noi, Partidul Național Liberal, am primit acest vot în Consiliul Local, unde am primit aproape majoritatea consilierilor. La Consiliul Județean, de asemenea, președintele Consiliului Județean este membru al și președintele organizației județene a Partidului Național Liberal, cu un număr semnificativ de consilieri județeni. Sunt convinsă și cred cu toată ființa mea că un guvern liberal este acela care poate să înțeleagă cel mai bine problemele cu care se confruntă o comunitate în general și sunt convinsă că, așa cum intuim cu toții, că este mult mai ușor să explici unor colegi cu ce probleme te confrunți decât unor oponenți politici. În același timp, experiența ne arată că în guvernele PSD, în Prahova și în Ploiești, nu s-a întâmplat nimic bun. De aceea și pledoaria mea este pentru o majoritate din care să facă parte Partidul Național Liberal, trebuie să ne permită să avem un guvern stabil, un guvern care să poată să lucreze normal și nu ceea ce se întâmplă în momentul de față cu Parlamentul, și care sunt convinsă că va sprijini și Ploieștiul și Prahova, fără îndoială. Vă mulțumesc. Vă rog. O singură idee, pentru că, într-adevăr, proiectele de dezvoltare și ale Ploieștiului și ale județului trebuie ancorate într-un sprijin consistent de la guvern și, evident, în fonduri europene. Vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Cu dumneavoastră mă revăd mâine la prânz. Invitat va fi de la distanță ministrul Justiției Cătălin Predoiu. Până atunci, vă spunem împreună o seară liniștită și multă sănătate. Mulțumesc, o seară bună.